Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi ascultători, în capitolele anterioare am avut ocazia să învățăm multe lucruri de la acest mare om al credinței care este Avram. Astăzi suntem la capitolul 25 al cărții Geneza, capitol în care ne luăm rămas bun de la Avram și facem deja cunoștință cu nepoții lui, personaje care au și ele un rol important, un rol deosebit chiar de important în planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la izbăvirea omenirii de sub puterea păcatului. Să vedem mai întâi ce se mai întâmplă cu Avram. Primul verset al capitolului 25 ne spune următorul lucru cu privire la el. Avram a mai luat o nevastă numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șuah. Avram, care mai înainte aștepta atât de mult un copil, are de acum o familie numeroasă. Familia lui Avram se mărește considerabil după moartea sarei. Poate cineva să gândește că atunci când l-a avut pe Isaac, Avram era mort în ceea ce privește capacitatea de a procrea. Se pare că nu. Cred însă că atunci când Dumnezeu face ceva, el nu face lucrurile pe jumătate. Deci, Avram, nu numai că l-a adus pe Isaac pe lume, dar rete mai sunt și alți copii pe care i-a duce. Lucrul interesant aici este acela că avem menționate numele Medan și Madian. Cred că și ceilalți copii au devenit națiuni importante, dar recunosc că nu pot să identific care sunt ele. Nici nu sunt interesat de altfel care sunt ele, deoarece nu sunt menționate în Biblie ca având vreun rol activ în planul de mântuire. Atunci când este vorba despre Madian, însă, lucrurile stau puțin altfel. Mai târziu vom vedea că Moise, fugind de egipteni, va coborî în țara lui Madian. Așadar, Madianii erau și ei o națiune. Însă, vedeți, prin niciunul din acești copii al lui Avram nu își împlinește Dumnezeu planul său, decât prin acela pe care l-a promis, Isaac. Ismael, Madan, Madian au ajuns popoare importante, dar nu în ceea ce privește planul de mântuire a lui Dumnezeu. Chiar Avram îl identifică pe Isaac ca fiind fiul ales. Avram a dat lui Isaac toate averile sale, citim în versetul 5. Și mai departe dar a dat darul fiilor țitoarelor sale. Și pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac înspre răsărit, în țara răsăritului. Iată zilele anilor vieții lui Avram. El a trăit 175 de ani. Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său. Acesta este sfârșitul pământesc al lui Avram pentru că eu unul, cel puțin, cred că el continuă să trăiască prin credința urmașilor săi. El a fost un om după voia lui Dumnezeu, unul care a fost binecuvântat de Dumnezeu într-un mod special. Avem în această relatare și un fapt interesant. Isaac și Ismael, fiii săi, l-au îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Zohar, hetitul, care este față în față cu Mamre. Acesta este ogorul pe care îl cumpărase Avram de la fiul lui Het. Acolo au fost îngropați Avram și nevastă sa Sara. După moartea lui Avram, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna la Hairoi. Ismael, copilul alungat, iată, se întoarce la mormântarea tatălui său. Isaac, împreună cu Ismael, au îngropat pe Avram. Aici este singurul loc unde vor mai fi împreună, pentru că de acum între urmașii lor va interveni o rivalitate fără limite. Oricum, după mormântarea lui Avram, Isaac se retrage la locul unde a întâlnit-o pentru prima dată pe Rebecca. Cred că era un om romantic. Între versetele 12 și 18 avem prezentate genealogiile lui Ismael, fiul lui Avram, cu Agar, slujitoarea Sarei. Din nou este urmat modelul cunoscut. Mai întâi este prezentată linia respinsă, pentru că apoi să fie prezentată linia acceptată. Așa că după genealogia lui Ismael vine cea a lui Isaac. În versetul 19 întâlnim o frază ce se va repeta și în primul capitol din Evanghelia după Matei. Ea este următoarea. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, sunt cuvintele cu care începe Evanghelia după Matei. Fiecare din acești oameni a avut și alți copii, dar nouă ne este prezentată aici numai acea linie care este importantă pentru planul de mântuire inițiat de Dumnezeu. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebecca, fata lui Betuel, Arameul din Padam Aram și sora lui Laban Arameul. Isaac s-a rugat domnului pentru nevastă să că cerea și domnul l a ascultat. Nevastă sa Rebecca a rămas însărcinată. Este un fapt interesant. Rebecca, asemenea Sarei, este și a Isaac se roagă însă lui Dumnezeu care îi răspunde și de la început are nu unul, ci doi copii, gemeni. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinate? S-a dus să întrebe pe Domnul. Disputa celor doi copii a început încă din pântecele mamei lor, și este lupta prezentă și în lumea de astăzi. Este acea luptă între lumină și întuneric, între bine și rău, între duh și carne. Fiecare copil al lui Dumnezeu cunoaște această luptă, așa cum o descrie și Pavel în capitolul 7 din epistola sa către romani. Rebecca nu înțelege ce se petrece cu această dispută între copiii ei, așa că îl întreabă pe Domnul, de ce se întâmplă aceasta? Și Domnul le-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Dumnezeu este cel care îi spune că cel mai mare va fi slujitorul celui mai mic. Ea a crezut acest cuvânt al lui Dumnezeu și mai târziu vom vedea acțiunile care decurg din aceasta. S-au împlinit zilele când avea să nască. Și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Numele Esau înseamnă roșu sau culoarea pământului pentru că el s-a născut primul, a fost considerat cel mai în vârstă. Dar, așa cum Dumnezeu a anunțat mai înainte, el va deveni slujitorul fratelui său. Isaac și Rebecca erau căsătoriți de 20 de ani înainte să se nască copiii. Atunci când s-a născut Iacov, acesta îl ținea pe fratele lui Esau de călcâi și de aceea i-au și pus de altfel numele. Numele acesta mai înseamnă și uzurpator, pentru că a vrut să ia locul fratelui său, în cele din urmă, așa cum o să vedem, o să și facă. Acum să privim puțin la modul în care cresc cei doi copii. Deși sunt gemeni, nu cred că doi copii pot fi mai diferiți decât aceștia. N-au fost în conflict numai în pântecele mamei lor, dar și când au crescut. Părerile lor sunt diferite, filozofiile lor de viață diferă. La o primă impresie, sau este mai atrăgător, este tipul atletic, vânătorul, curajos. Nimic nu-l sperie, el este eroul. Dar un om nu poate fi judecat numai după elementele exterioare. Cred că ceea ce este în interior este și mai important. Băieții au crescut. Esau, așa cum vă spuneam, era un apric vânător. Iacov este un casnic, am putea spune. El era băiețelul mamei care mereu se ținea de hainele ei. Esau era mai degrabă favoritul tatălui. În versetul 28 citim, Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebecca însă iubea mai mult pe Iacov. De fapt, aici este și problema acestei familii. Atunci când un părinte are ca favorit unul din copii, iar celălalt părinte pe celălalt copil, inevitabil apar problemele. Este ceea ce se petrece și aici. Isaac îl iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Esau acesta era un foarte bun vânător, nu se întâmpla să meargă la vânătoare și apoi să treacă pe la magazinul din colț pentru a cumpăra ceva de mâncare. De aceea, Isaac îl iubea pe acest băiat. Rebecca era mult mai mulțumită de Iacov, care stătea tot timpul pe lângă ea. Așa cum spuneam adineauri, din acest punct de vedere, Esau era mai atrăgător decât Iacov. Însă, Iacov este un băiat foarte isteț. De fapt, în mai multe situații, nu se sfiește să înșele chiar. Datorită acestei trăsături, Dumnezeu va avea ceva de lucru cu el. Dumnezeu a lucrat mult pentru a înlătura tot ceea ce acoperea frumusețea sufletească a lui Iacov, însă în cele din urmă îl va descoperi. Până când vom termina noi povestea lui Iacov, și de fapt ea se întinde pe tot restul cărții geneza, vom vedea un cu totul alt om. Acum însă ne este relatat un incident care are loc în casa lor. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, dă te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis, vinde mi azi dreptul de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Incidentul acesta ne arată adevărata natură acestui om. Esau se întoarce de pe câmp. A stat aproape toată ziua acolo, în aerul tar al câmpului și acum este obosit. Nu cred că era vorba de o înfometare excesivă, așa cum sugerează unii. Într-o casă ca a lui Isaac, nu cred că cineva putea să moară de foame. Acolo vânatul era mai mult un moft pentru oameni înstăriți. Ei nu treiau din vânatul lui sau în cele din urmă. Aveau ce mânca. Problema era aceea că nu era nimic gătit decât acea ciorbă de linte pe care o făcuse Iacov. Iacov era băiatul de casă. Esau voia ceva de mâncare chiar atunci, iar Iacov știa să profite de orice ocazie. Se că el aștepta să o ocazie ca aceasta pentru multă vreme. De mult dorise el să câștige dreptul de întâi născut. Atunci când Esau cere o favoare, Iacov știa deja lucrul pe care voia să-l ceară la schimb. Oare de ce era atât de important pentru Iacov acest drept de întâi născut? Haideți să privim puțin mai de aproape această problemă. Întâiul născut în lumea orientală era stăpânul casei. De asemenea, el era preotul familiei. În cazul acestei familii însemna că el va fi strămoșul familiei din care se va naște Domnul Isus. Acum, credeți că sau prețuia vreunul unul din aceste lucruri? Se pare că nu. Nu avea el nicio intenție de a deveni preotul familiei. El era eroul, viteazul familiei nu să fie preot. Nu l interesa pe el izbăvitorul care trebuia să se nască din familia lui. El era preocupat de el și de nevoia lui cea mai mare de atunci, foamea. Dragi mei prieteni, ori de câte ori nu dăm cu piciorul la binecuvântări incredibile doar de dragul unor mici și scurte plăceri? De câte ori nu disprețuim oare această mare binecuvântare care este mântuirea doar din pricina unor mici plăceri la care nu vrem să renunțăm? Iacov a simțit care sunt așteptările fratelui lui și imediat speculează momentul. Mai știu eu pe cineva care speculează orice slăbiciune a noastră. Așadar, Iacov imediat propune târgul. Mâncare de linte în schimbul dreptului de întâi născut. Sau cedează repede. Ce rost au toate aceste lucruri spirituale, spune el, când nu poți să ai plăcerea unui stomac plin? La ce bun acest drept de întâi născut dacă nu-l folosește la nimic, în mod concret? Ține el de foame sau de sete? Nu. Deci, de ce bun? Mai bine linte aceea, cel puțin îmi foame. Cam acesta a fost raționamentul lui Esau. Un raționament pe care mai târziu l-a regretat. Va veni momentul în care va plânge amarnic pentru acest act necugetat. Dragi prieteni, cred că Esau ne reprezintă foarte bine cu raționamentul acesta lui, care reprezintă bine gândurile noastre. Dumnezeu ne face onoarea de a fi cele mai importante creaturi ale sale. El a investit în noi acea suflare de viață care este mai mult decât o viață biologică, pentru că vine de la el. Este nobilarea pe care el ne-a făcut-o datorită iubirii ce ne-o poartă. Noi însă ne-am răzvrătit, l-am respins. Cu toate acestea, el continuă să ne iubească, vrea să se împace cu noi. Și, ca să ne demonstreze acest lucru, l-a trimis pe Domnul Isus Hristos să moară pentru noi. Vedeți cât de diferit este Dumnezeu de noi? El nu ne întreabă întâi dacă vrem să ne împăcăm, și apoi să facă demersurile pentru cadrul împăcării noastre. El pregătește cadrul, sacrifică pentru împăcare, și apoi ne invită cu dragoste la împăcare. E bine, se pare că mulți dintre noi nu iau în considerare această ofertă a lui Dumnezeu. Avem noi plăcerile noastre, plăcerile la care nu vrem să renunțăm. Observați ce am spus. Nu vrem. Eu cred că este vorba de un act de voință în cele din urmă. La fel cum nu cred că sau nu mai putea de foame, că murea de foame. Nu. El n-a vrut să mai rabde. La fel nu cred că oamenii nu pot renunța la poftele lor, la plăcerile lor. Ce este vorba de un act de voință? Nu vor să renunțe la ele. Dragii mei... Așa cum pentru Esau va veni o vreme a regretului și a plânsului, la fel sunt convins că va veni pentru mulți această vreme a plânsului și a regretelor. La fel cum întreaga viața lui Esau și a urmașilor lui a fost afectată de această alegere, viața multor va fi afectată de alegerea lor și nu numai pentru anii pe care îi vor petrece aici pe pământ, dar și în veșnicie. Ca o divagație aici Vreau să vă spun că îmi place foarte mult ceea ce spune Domnul Isus cu privire la ce se întâmplă cu noi atunci când încheiem viața aici, pe pământ. În Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19 și continuând până la 31, Domnul Isus relatează o istorie foarte obișnuită, de altfel. Doi oameni, provenind din medii sociale diferite, unul foarte bogat și unul foarte sărac, în cele din urmă mor. Un fapt obișnuit pe care fiecare dintre noi îl va experimenta. Este locul unde toți suntem egali. Regi, servitori, șef de state, oameni obișnuiți, toți trecem prin această experiență a morții. Nimeni nu se poate schiva. Așa s-a întâmplat și cu oamenii noștri. Aici însă intervine o deosebire. Unul este dus în rai, în prezența lui Dumnezeu, iar celălalt în iad, în chinul veșnic. Chiar dacă moartea este o experiență comună, ceea ce urmează după ea sunt consecințe de natură personală, proprie fiecărui om. Sunt aici câteva elemente pe care Domnul Isus le menționează pentru a ne arăta ce se întâmplă cu noi în acest eveniment. Mai întâi, Bogatul este cel care este de acum însetat și înfometat. Când se aflau încă pe pământ, Biblia ne spune că săracul, pe nume Lazar, se hrănea cu fărâmiturile de la masa bogatului. Valorile așadar se schimbă acolo. Ceea ce noi considerăm ca lucruri de valoare aici pe pământ, s-ar putea ca acolo să nu aibă niciuna. Biblia menționează într-un loc acolo, în noul oraș pe care Dumnezeul pregătește pentru copiii lui, străzile vor fi de aur. Deci aurul va deveni pavaj, va fi un lucru comun și nu un material rar și prețios. Și în cazul celor doi lucrurile s-au schimbat. Acum bogatul este cel care cerșește la sărac. Cred că trebuie să înțelegem și un alt lucru aici. Lucrul pe care Domnul Isus îl spune, și anume că sentința în urma cărei ajunge acolo, este irevocabilă. Acolo nu mai poți face recurs. Orice regret este tardiv. Acolo este vorba despre justiția divină, cea care nu mai poate fi coruptă, nu mai poate fi viciată de noi oamenii. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă și obiectivă. Apoi mai este irevocabilă, și datorită configurației naturale a celor două lucruri. Dacă citiți textul din Evanghelia după Luca, veți observa ce spune Avram. Între cele două locuri este o prăpaste atât de mare încât nimeni nu o va putea trece. Poate aceasta va constitui un răspuns pentru aceia care cred că odată plecați se mai poate interveni și se mai poate modifica ceva. Cei rămași aici, pe pământ nu mai pot interveni și nu mai pot face nimic pentru cei de dincolo. Cred că Biblia este clară și categorică în ceea ce ne învață. Un alt lucru cu privire la viața de dincolo este acela că atunci toți se vor pocăi, toți își vor regreta păcatele. Mai mult, toți vor deveni propovăduitori ai voii divine. Bogatul, când vede ce i s-a întâmplat, cere ca Lazar să se ducă la frații lui, care rămăseseră pe pământ. Avram însă îi spune că nici chiar atunci când cineva va învia din morți, nu poate face mai mult decât ceea ce face legea și prorocii, ceea ce însemna Vechiul Testament, Biblia de atunci. De ce? Pentru că nu este vorba de dovezi, ci de actul de voință. Deci, dacă cineva vrea să creadă, va crede prin ceea ce Dumnezeu a dat deja ca informație cu privire la el și la viața noastră dragul meu prieten, în situație similară se va afla și Esau destul de curând. Acum însă să nu-l judecăm numai pe Esau. Nici Iacov n-a făcut un lucru bun. Să nu uităm că încă înainte de a se naște, Dumnezeu a promis că cel mare va fi slujitorul celui mic. Numai că Iacov n are răbdare. El nu așteaptă ca Dumnezeu să lucreze și să împlinească planurile sale. Așa cum Avram făcuse odată, Iacov sare el să dea o mână de ajutor lui Dumnezeu așa că prin înșiretenie, înșelăciune, reușește să ia dreptul de întâi născut al lui Esau. Vedeți, nici de Iacov, în situația în care îl vedem acum, pentru că se va schimba, nu suntem foarte departe. Iacov gândește că trebuie să facă tot ce se poate pentru a obține ce vrea. El se gândește că atâta vreme cât poate să-și poarte singur de grijă, nu are nevoie atât de mult de Dumnezeu. El s-a simțit pe deplin capabil să aibă grijă singur de sine. În ceea ce privește standardele umane, Iacov poate fi considerat un om de succes, poate un viitor strălucit om de afaceri, ceea ce se va dovedi a fi o previziune corectă. Însă, mai înainte ca lucrul acesta să se întâmple, Iacov trebuie să treacă prin școala unchiului Laban. Cred că vă mai amintiți de Laban. Chiar am insistat să rețineți numele lui acesta este un punct în care Iacov se crede deștept fără să bănuiască ce va urma. Revenim la textul Bibliei. Și Iacov a zis, jurăm întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit sau dreptul de întâi născut. Cred că nu se poate descrie mai bine situația lui Esau decât prin aceste cuvinte. Esau și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Cu alte cuvinte, a disprețuit dreptul de întâi născut. A făcut o mare greșeală. Și sunt mulți cei care o repetă. Vedeți, nu este vorba numai de a disprețui ceea ce ți-a dat Dumnezeu, ci de a-l disprețui chiar pe cel ce ți-a făcut darul respectiv. Poate că unii se vor gândi aici că de fapt sau nu a făcut decât să împlinească ceea ce Dumnezeu profețise deja. În astfel de situații, eu cred că este vorba doar de omnisciența lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu știe fără să influențeze alegerile noastre ceea ce vom face. Este ceea ce cred eu că s-a întâmplat și în cazul lui Esau. Nu cred că Dumnezeu a influențat în vreun fel de decizia lui Esau, ci doar a prevăzut-o cu mult timp înainte ca ea să se întâmple. Din păcate, sunt mulți oameni în această situație. Sunt mulți cei care, asemenea lui Esau, disprețuiesc darurile și binecuvântările ce li se oferă. Atunci nu este greu pentru Dumnezeu să spună care va fi viitorul lor. Sunt creștini care vin în biserică, dar nu sunt cu adevărat preocupați de creșterea lor spirituală, de maturizare. Observați, vă rog, eu nu vorbesc despre creșterea în cunoașterea intelectuală a credinței, ci despre acel proces de creștere în care suntem tot mai puțin noi și tot mai mult asemenea Domnului Isus este tot mai puțin ceea ce vrem noi și tot mai mult ceea ce vrea el. Întâmplarea în care este implicată sau seamănă foarte bine cu una pe care am auzit-o. Mi s-a povestit despre un om care, scotocind prin pod, a găsit o Biblie a familiei. O Biblie ce aparținuse, de fapt, străbunicului lui. O piesă rară, prețioasă pentru orice colecționar. Însă omul acesta n-a știut ce se facă cu ea și fiindcă nu l-a interesat, a dat-o pe un preț de nimic. Cartea aceasta ar fi fost de două ori prețioasă pentru el, dar n-a vrut să admit acest lucru. Străbunicul lui avusese cel mai frumos exemplar al Bibliei, pentru că fusese pasionat de ea. Dar nepotul nu avea niciun interes în cele sfinte. Dragii mei, suntem noi oare conștienți de onoarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o integrându-ne în familia Lui? alegerile, atitudinile noastre reflectă oare interesul nostru pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu? Sau datorită unor plăceri minore, pentru că nu suntem interesați de ceea ce Dumnezeu a investit în noi, dăm cu piciorul acestor binecuvântări. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Isus cu privire la omul bogat și la săracul Lazar. Oare ce viitor ne așteaptă? Dragul meu, stă în puterea ta să fie cel pe care ți-l dorești. Fiți binecuvântați!

Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.